Bună seara! Câteva concluzii după această partidă? Da, pot să spun, sunt mândru, sunt fericit, pentru că punctul acesta datorează efectiv caracterul jucătorilor și grupului unit, care în momentele grele și-au arătat adevărata și valoare. Pot să spun că pentru până la urmă am dat în deplasare totuși 3 goluri, deci am scos un punct nesperat, mai ales la sfârșitul ultimului minut. Normal, fără 15 jucători, deci am mai pierdut încă 3 jucători față de meciul trecut, normal, este incredibil de greu. Deci a fost, de fapt, n-a fost greu să fac echipa, pentru că n-am avut alte soluții. A intrat niște jucători care, și cum am spus și înainte de meci, n-au avut șanse să joace până acum aproape deloc, sau au jucat cu foarte, foarte puțin până acum în campionat, dar și ei și-au demonstrat că sunt jucători de grup și au pus efectiv dorirea și concentrarea în slujba echipei și pot să spun că punctul ăsta e, deși e meritat, de departe este meritat, pentru că până la urmă am făcut și un joc bun. Deci au fost câteva nesincronizări în apărare, dar dacă luăm după lipsa jucătorilor, este un punct mare pentru noi. În aceste condiții, cum arată viitorul apropiat? Cum reușiți să vă pregătiți? Urmează iarăși în 3-3-4? Da, acum o să avem o zi în plus față de meciul cu Viitorul. Primul mondial trebuie să vedem mâine, să numărăm morții și răniții, pentru că aștept până mă trezesc mâine să mai cadă unul sau doi, Doamne ferește, nu? Să vedem cu cine rămânem sâmbătă, meciul cu Voluntarul, iarăși mergem la război. Deci, efectiv, meciurile urmează în 3-3 zile, nu avem timp nici să ne odihnim, să dormim, să mâncăm. Deci, toate meciurile sunt pentru noi, sunt foarte capitale, pentru că dorim și clubul, și suporterii, și jucătorii, deci toată lumea își dorește foarte mult să terminăm în primele 6 locuri.